Imagine apocaliptice la Budești, municipiul Chișinău. Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit în seara de 14 martie pe un câmp din localitate. Din cauza vântului puternic, focul a înaintat cu repeziciune, iar incendiul s-a extins pe o suprafață de câteva hectare. Fumul dens și mirosul insuportabil a cuprins întreaga comună. Imaginile de la fața locului au fost postate pe o rețea de socializare. La fața locului au intervenit salvatorii și pompierii, care au încercat să localizeze focul cu auto specială de stingere cu apă și spumă. La moment nu sunt cunoscute cauzele incendiului și suprafața afectată de acesta. Din fericire nimeni nu a avut de suferit. Pagubele urmează să fie estimate ulterior. În noaptea de 13 spre 14 martie, pompierii au intervenit în 53 de cazuri de stingere a focarelor de iarbă uscată.